Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, o ediție electorală, de dezbatere electorală. Alături de mine în această seară domnul Sorin George Botez, avocat, consilier local, candidat PSD Prahova pentru Senat la alegerile din 6 decembrie. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc mult! Domnule Botez, aș vrea să discutăm din toate domeniile în care activați. Știu că dumneavoastră aveți mai multe proiecte în domeniul reformei, dacă pot să spun așa, a justiției. Sunteți avocat și cu siguranță cunoașteți problemele din interiorul acestui sistem. Sunteți candidat la Senatul României, veți avea posibilitatea, în funcție de rezultatul alegerilor parlamentare din 6 decembrie, să aveți inițiative, dacă nu dumneavoastră, măcar cu ajutorul colegilor de partid, să le și promovați pentru ca ele să devină legi. Să facem un exercițiu de imaginație și nu numai. Ce propuneți dumneavoastră în domeniul justiției? Începem cu domeniul principal de activitate. În primul rând vreau să vă spun că sunt onorat că fac parte din lista socialdemocrată ca propunere pentru Senat și echipa care este propusă de către PSD la ora aceasta este una care cuprinde foarte mulți profesioniști. Fiind vorba de profesioniști, este nevoie ca experiența fiecăruia să fie folosită în domeniul în care a dobândit-o, în așa fel încât să reușim să perfecționăm zonele sociale care nu funcționează așa cum cetățenii României se așteaptă să funcționeze. Și una dintre ele este justiția. Știu că este un domeniu foarte sensibil. Atunci când vorbim despre justiție, proiectele mele nu se referă la reglementarea pe care Parlamentul ar trebui să dea, ci la o modernizare a sistemului judiciar, în așa fel încât acesta să răspundă nevoilor cetățenilor României. Mă refer în primul rând la o zonă care este extrem de sensibilă și unde proprietatea privată este foarte interesată. E vorba de acele litigii care sunt generate de activitățile comerciale, în primul rând cele private, și nu în ultimul rând cele în raporturile cu statul. Pentru că statul, deși la prima vedere pare un bun ofertant, până la urmă este unul care, cel puțin în ultimul timp, n-a făcut decât să încurce lucrurile și să genereze probleme pentru cei care își desfășoară activitatea în privat, ei fiind cei care, până la urmă, contribuie la produsul intern brut prin taxele pe care le plătești. Știți foarte bine că aveți aceleași obiceiuri de a plăti taxele și așteaptă o ofertă corectă din partea statului. Într-o carieră de peste 30 de ani în drept, am asistat la o evoluție care însă a fost insuficientă vis-a-vis de ceea ce are nevoie România la acest moment. Și de ce spun asta? O să observați dumneavoastră că în continuare sistemul judiciar este depopulat și există un deficit de 25-30% de profesioniști în materie. Există o subfinanțare a sistemului, subfinanțare care este cel puțin în anumite zone critică. O să vă dau drept exemplu Palatul de Justiție din Ploiești, care a fost început atunci când noi eram încă tineri, dumneavoastră mai tânăr decât mine. Și iată, am spus la un moment dat, cu titlul de glumă, că aș vrea să mor când Palatul de Justiție din Prahova va fi gata, dar venim pe autostradă de la Sinaia, ceea ce presupune probabil că să trăiesc undeva la 150 de ani. Dar nu asta este tema comunicării mele. Nu este posibil într-o țară normală, corectă, să nu poți să realizezi un palat de justiție în aproape 30 de ani. Așa ceva nu se... Dacă erau piramidele lui Cheops, și bănuiesc că erau gata la acest moment. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că au lipsit profesioniștii. Și făcând o paranteză, aș vrea să spun că pe lista Camerei Deputaților avem ca propunere un judecător. E vorba de doamna judecător Maia Teodoroiu, care a exercitat funcția, demnitatea extrem de onorantă din punctul de vedere al unui jurist, de judecător la Curtea Constituțională. Acesta este nivelul de ofertă. Ei bine, atunci când doamna a funcționat ca secretar de stat în Ministerul Justiției, a fost cea care a coordonat și a făcut-o extrem de bine transformarea fostei judecătorii a Ploieștiului într-o instanță nouă, obținând fondurile, rezolvând probleme cu constructorul și ducând la capăt
o chestiune care era nevoie să fie soluționată într-un termen scurt. Astfel încât în 2 ani s-a reușit ceea ce alții nu făcuseră în foarte mult timp. Concluzia pe care o tragem de aici este că avem nevoie de profesioniști. Avem nevoie de oameni dedicați, avem nevoie de oameni care cunosc sistemul. Ca să revin la ceea ce se întâmplă actualmente în instanță și de unde nemulțumirea proprietății private. Este că, deși taxele sunt substanțial mari, consistente, reacția sistemului judiciar față de problemele justițiabile este extrem de lentă. Știți foarte bine, există procese care încep la, în primăvară să termină la calendele grecești. Da. În acel moment, când te duci în fața unei instanțe și îi ceri să-ți să dea o hotărâre în care să-ți fie respectate drepturile, iar această hotărâre este dată cu o întârziere foarte mare, practic, hotărârea respectivă rămâne fără efect. Este, și mai ales mă refer la firme, la societățile comerciale care se află în situațiile generate de actuala criză economică, o cerință absolut importantă de a scurta toate termenele judiciare. Nu este însă numai o chestiune de lozincă. Și am să vă explic de ce. Ca să pot să scurtez termenele judiciare, am nevoie de o infrastructură solidă, ceea ce înseamnă că Parlamentul și Guvernul ar fi trebuit să financeze toate aceste necesități. Am nevoie de un pachet de ofertă pentru persoanele care să vină în scaunul de judecător, în scaunul de procuror, în așa fel încât acestea să fie extrem de preocupate și libere în ceea ce fac ca profesie, nu să stea cu stresul zilei de mâine. Și, într-un final, am nevoie de niște proceduri care să scurteze termenele de soluționare a litigiilor. Aceste trei elemente sunt absolut necesare și se pot realiza. Se pot realiza dacă există voință politică, se pot realiza cu oameni dedicați, așa cum v-am dat un exemplu anterior, și, într-un final, se pot realiza numai dacă ține apărat, și nu văd de ce nu am vrea lucrul ăsta, ca România să devină o țară modernă și o țară credibilă din acest punct de vedere, pentru că niciun investitor străin nu va accepta să vină într-o țară în care justiția soluționează un caz la 7 sau 8 ani de zile după ce ai sesizat. Domnule Botez, dar cât credeți dumneavoastră că politicienii vor înțelege că, indiferent de cine este ministrul justiției, cine este la CCR, la Înalta Curte, la Tribunalul Prahova sau, nu știu, Judecătoria Vălenii de Munte, trebuie să gândească un pachet de legi, să creeze cadrul legal și să-l financeze prin alocări bugetare pe măsura nevoilor sistemului, astfel încât, indiferent cine va veni la guvernare, că e PNL acum, că e PSD după 6 decembrie sau, nu știu, peste 4, nici nu mai contează, justiția să funcționeze. Pentru că e exact ca la transporturi. Am avut invitați din zona aceasta și spunea, domne, ăia care au fost înaintea noastră nu au fost în stare de nimic, schimbăm noi tot, sau ca la educație. Din păcate, lucrul ăsta se întâmplă și la justiție. Unul dintre puținele domenii în care politicul n-ar trebui să devină, eu știu, un manager. Pentru că de asta poate ne aflăm și în situația asta. Dorinca, am început expunerea mea prin a scoate în evidență faptul că lista PSD ofertă pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie este formată din profesioniști. Când spun profesioniști, sunt oameni care, deși sunt înrolați, ca să spunem politic, în cadrul unui partid, și e vorba de Partidul Social Democrat, au în vedere proiecte cu caracter general, atât național, cât și cu rezonanță, evident, zonală. Da? Bun. Niciodată, și nu vreau să par din cărțile de filozofie, nu o să putem să despărțim interesul politic de ceea ce înseamnă programul de dezvoltare a unei țări. Însă, trebuie să fim suficient de inteligenți și să facem o separație între ceea ce ar putea să aibă o amprentă politică și ceea ce reprezintă o necesitate pentru România, pentru statul român, da? Și aici avem domenii în care există nevoia de a stabili niște programe pe 15, 20, 30 de ani care să aibă caracter de lege, astfel încât nu orice aghiuță care apare pe undeva
în zona ministerială să poată să schimbe și să modifice după cum consideră el, pentru că legea responsabilității ministeriale este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Da? Bun. Și atunci, soluția este, și am să vă dau un singur exemplu, a venit Partidul Social Democrat și a făcut o ofertă pentru un pact pentru sănătate. Și a invitat toate partidele politice să lase la o parte divergențele ideologice și divergențele de interese, dacă doriți, și să se așeze la masă în așa fel încât să fie conturate două chestiuni care sunt esențiale. O primă chestiune este să se recunoască că domeniul sanitar, mai ales în actuale condiții, este unul care ține de siguranța națională și, în al doilea rând, să se convină de către toți participanții la dezbatere anumite măsuri fără caracter politic, fără tentă politică, care să poată să asigure fără niciun fel de problemă sănătatea populației. Dacă însă rămânem la ideea că bătălia cea mai mare este pentru a avea șefia unui spital sau unei direcții de sănătate pentru a orienta bugetele într-un fel sau altul, nu o să ajungem niciodată într-un punct care să facă fericit această națiune. Tocmai de aceea, repet, această ofertă electorală a Partidului Social Democrat pentru aceste alegeri vine să schimbe viziunea asupra oamenilor care trebuie aleși și trebuie trimiși acolo. În materie de sănătate, există doi corifei ai acestui domeniu. Și mă refer la domnul Rafila și la domnul Cercel, da? Care s-au alăturat echipei noastre pentru a putea să contribuie la ce? Pentru că domnul Rafila, până la urmă, putea să are o funcție, are cu o anumită reprezentativitate. Este reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății. Nu cred că domnia sa nu putea să doarmă noaptea pentru faptul că nu ar fi fost deputat. Dimpotrivă, da? Dar este nevoie profesioniștii, la un anumit moment, în interesul acesta național care a fost demonetizat atât de mult pentru că l-au folosit niște oameni care nu aveau dreptul să îl folosească, acest interes național trebuie să fie revigorat. Trebuie să fie făcut o selecție clară și corectă a celor care trebuie să reprezinte românii în Parlament. Pentru că numai generând valoare, poți mai departe să culegi valoare. Și iese domnul președinte la ora 18 în conferință de presă și spune: PSD este de vină. Două puncte. Pentru că nu avem autostrăzi, nu avem spitale, mor oameni într-un incendiu la Piatra Neamț. PSD este de vină pentru că, nu știu, nu se pot dubla alocațiile de stat pentru copii, nu se pot mări pensiile cu 40%. Ce să înțeleagă cetățeanul care este chemat la vot pe 6 decembrie? Deci, cetățeanul trebuie să vadă care sunt beneficiile pe care o guvernare PNL le-a adus. Dacă PSD este de vină, atunci PSD este de vină că a redus TVA-ul de la 24% la 19%, PSD este de vină că a redus TVA-ul la alimente, la toate cele, PSD este de vină că a scăzut impozitul de la 16% la 10%, asta înseamnă că pentru fiecare 6% din ceea ce câștigă, intră în buzunarul propriu și folosește, potrivit voinței lui. PSD este de vină pentru că a rezolvat creșterile salariale pentru bugetari, pentru și așa. PSD este de vină pentru faptul că a generat niște salarii pentru medici care au oprit într-un final acea emoragie cu ghilimele de cadre către toate țările din Europa și nu numai, pentru că se punea problema că un medic stagiar avea sub salariu femeii de serviciu. Toate aceste vinovății cu ghilimele și le asumă PSD. În momentul, eu am o vorbă. Acum, nu este important numai ceea ce se spune, important este și cine spune. Da? Chiar dacă vremelnic domnul președinte Iohannis este președintele acestei țări, din punctul meu de vedere, tot spunând acest sistem, această picătură chinezească cu PSD este de vină, de fapt, venim la dictonul francez. Cine acuză, se autoacuză, da? De fapt, domnia sa încearcă să înlăture la acest moment toate minusurile generate de guvernarea liberală, ducându-mă undeva în istorie, da? Probabil că
dacă este să-l ascult, până la urmă o să scoată în relief faptul că de la, chiar de la momentul formării Frontului Salvării Naționale din 1990, PSD a fost de vină. Nu exista, dar PSD a fost de vină, da? Probabil că PSD a fost de vină și pentru primul război mondial. Deja nu mai. Acest discurs nu mai generează încredere. Acest discurs, care la început poate a reverberat cu o parte a electoratului, la acest moment nu mai are același efect. De ce? Pentru că oamenii au înțeles până la urmă că nu este suficient să vină primul ministru să spună vă dau măști și măștile să nu apară. Au înțeles până la urmă că nu este suficient ca zona de politică guvernamentală să vină să spună vom face paturi, vom aduce tablete, vom. De ce întotdeauna viitorul? De ce niciodată nu se iese să spună domnule, uite, am rezolvat asta, da? PSD a promis și n-a făcut, dar noi n-am promis. Uite, v-am făcut o surpriză, am făcut. N-au făcut absolut nimic. Și am să vă spun un lucru. Că asta e o chestie care pe mine mă doare. Eu am un fiu, este clasa 12, deci este an terminal, se pregătește pentru admitere universitară. Ilustrul cu ghilimele, președinte Băsescu, care actualmente văd că se lipește de zona liberală pentru ca și în aceste condiții să pice un os, ca să spunem politic, a generat o idee care este cel puțin jignitoare despre sistemul de învățământ. Și a venit și a spus în felul următor. Dacă vă aduceți aminte, da. Sistemul de învățământ în România generează tâmpiți. Las la o parte că e o palmă dată națiunii. Las la o parte faptul că este o desconsiderare a eforturilor pe care dascării noștri le fac. În calitate de consilier local, fac parte din consiliul de administrație la mai multe unități de învățământ. Să știți că în afară de salariile care se plătesc, contribuțiile statului pentru dezvoltarea acestui sistem sunt extrem de reduse. Adică s-a bucurat toată lumea că noi de la primărie am reușit să alocăm 25.000 de lei. Gândiți-vă ce înseamnă la o unitate de învățământ 25.000 de lei. Nimic, da? Și au spus, ok, dați-ne măcar pe ăștia să putem să reglăm câte ceva. La ora asta există copii în România și probabil că foarte mulți care nu au acces la sistemul de învățământ pentru că nu au bani părinții să le cumpere tablete sau telefoane smartphone, nu au bani părinții să le plătească abonamentele de internet, nu au bani părinții să facă toate cheltuielile și nimeni nu și-a pus problema până acum, i-am ridicat-o și o să o susțin pentru că din punctul meu de vedere este foarte important. Trecând în sarcina părinților, pentru că tu, guvern, ești incapabil să rezolvi aceste probleme, rezolvarea acestor probleme, domnule, încalci Constituția. Pentru că în Constituție se spune că învățământul este gratuit. Fiind gratuit, asta presupune cheltuieli zero. Sau cum spune spaniolul, nada. Da? Ok. Dacă eu vă pun pe dumneavoastră drept condiție, vă pun o condiție, ca progenitura dumneavoastră să aibă acces la sistemul de învățământ pe baza unor investiții făcute de dumneavoastră, am încălcat Constituția. Dar asta nu mai contează, pentru că PSD este de vină. Da? Guvernul Orban încarcă Constituția. De ce? Pentru că PSD este de vină. Acum, sincer, bănuiesc și nu bănuiesc. Sunt absolut sigur că, de fapt, discursul actual al președintelui cu PSD este de vină este, de fapt, o măsură a disperării că nu va putea să îndeplinească planul la hectar de senatori și deputați pe care domnia sa și l-a pus în minte pentru a genera puterea totală. Adică, în condițiile acestea, ceea ce se dorește de președintele Iohannis este acapararea totală a puterii. Citeam vis-a-vis de sistemul judiciar. Păi, una dintre caracteristicile sistemului judiciar este independența. Independența magistratului. Există Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care spune că magistratul este liber în ceea ce gândește și nu se supune decât conștiinței și legii. Am văzut acum vreo două zile o chestiune care am zis, dom'le, totuși, nu știu, hai să nu fim totuși ca în epoca de piață, să nu fim ca în Stan și Bran, da? O zicere a Partidului Național Liberal potrivit cu care o să câștigăm alegerile și primul lucru zice
o să schimbăm judecătorii de la Curtea Constituțională. Da, Doamne Iisuse Hristoase! Doamne Iisuse Hristoase! Adică, vedeți dumneavoastră, acest mesaj s-a oprit, dar el are o secvență secundară. Îi punem pe ai noștri, vreau, da? Și unde ajungem atunci? Care sunt consecințele? Care este oferta? Adică pe voi nu vă interesează programul pentru România, pe voi vă interesează exclusiv puterea în beneficiu propriu și cu consecințele care vor fi catastrofale pentru România. Românii deja au început să înțeleagă acest lucru. Ați observat la alegerile locale că un alt partid cu veleități, da? Și e vorba de... Mi-e greu să-i spun numele, dar totuși voi face USR, da? A înregistrat un scor foarte slab. De ce? Pentru că oamenii au așteptat ca dând cu piatra în fereastra PSD-ului să vină cu altceva. Acest altceva nu a apărut. Iar atunci când a apărut din partea Partidului Național Liberal, a fost calitativ mult sub oferta PSD-ului și mai departe a fost generator de probleme și până la urmă îmi asum responsabilitatea spunând că este un haos total în țara aceasta. Avem niște credite care s-au luat. România nu a avut niciodată 100 de miliarde de euro credit extern. A fost criza COVID. A trebuit să inventeze bani ca să plătească măști, modernizare de spitale. Păi, haideți să vedem cui și ce au plătit, da? Aici este important. Cazul Unifarm. Da? Unifarm a primit 1,6 miliarde de lei, a cheltuit din ei 1,4 miliarde de lei și a luat marfă de 600 de miliarde de lei, iar 800 de miliarde de lei, noi vorbesc, așa, s-au dus pe apa sâmbetei către... Deci acum nu au fost livrate... Către, aveți recorde.ro, este o anchetă, e la liber, da? În momentul în care dau către firmele de casă ale PNL-ului, arunc cu sutele de milioane, da? Unde este DNA-ul, domnule Bătăs? DNA-ul, haideți să vă mai spun o altă chestiune. Vă spuneam de sistemul judiciar, da? DNA-ul, pe bună dreptate, se ocupă de o zonă, care este o zonă a penalului, da? Da. Pe mine, din punct de vedere al Parlamentului, al guvernanților, pe mine mă interesează altceva. Pe mine mă interesează mai puțin sau mai interesează ca rezonanță socială. Și trebuie ca omul care a făcut așa ceva să ajungă acolo unde este locul, dar pe mine mă interesează banii. Pe mine banii mă interesează, pentru că eu nu cu o condamnare ridic nivelul de trai al cetățenilor. Ci de recuperarea prejudiciului. Recuperarea prejudiciului, da? Dar cum s-a ajuns în condițiile în care am curte de conturi, am control financiar preventiv, am toate astea, ca banii să plece astăzi din bugetul României și la viteză foarte mare de 24 de ore să ajungă în conturile unor firme de casă ale PNL-ului care au uitat de ce i-au luat. De fapt, au uitat de ce i-au luat, dar n-au uitat de bani. Da? I-au luat și au plecat cu ei. Unde s-au dus să fie sănătoși? Sau mai puțin sănătoși, mă rog, acum cu COVID-ul, vedeți dumneavoastră că dacă sunt îmbolnăvit vreunul dintre ei și are nevoie de medicație... Nu prea mai sunt locuri, ca să zic așa, prin spitale. Da. O altă chestiune care este foarte importantă pentru zona mea de interes profesional este aceea a recuperării creanțelor pe care profesioniștii le au unii față de alții sau față de stat. Și aici am în vedere urgentarea unor proceduri de recuperare, da? Termene scurte, finanțarea corectă a sistemului judiciar, da? Independența sistemului judiciar. Și, în același timp, o zonă de preocupare a mea este zona de insolvență, unde veți observa dumneavoastră că tot în lipsă de personal, aceia judecători care judecă o cauză de drept comun, are în program să fie și judecători de insolvență. Deci, la ora asta, instanțele sunt supraîncărcate cu dosare și nu numai că sunt supraîncărcate cu dosare, dar au un deficit foarte mare de judecători. La Curtea de Apel Ploiești, spre exemplu, dintr-un număr de 54 de judecători aflați în schemă, la ora asta, ca urmare a pensionărilor, ca urmare a nepromovării profesionale, s-a ajuns ca 32 de judecători să facă munca a 54. Da? Asta automat înseamnă o perioadă mult mai mare de timp pentru rezolvarea unui caz. Pentru că marea majoritate a lor
sunt încărcați cu niște punctaje care sunt mult superioare față de ceea ce se reglementează la nivel european. Și atunci, este normal ca politician să te gândești, domnule, pe mine mă votează cineva ca să mă duc acolo să fac ceva, da? Dacă mă gândesc că mă duc acolo să fac ceva pentru mine, atunci o să trăim exact cum am trăit până acum. Dacă te gândești că te trimite cu o anumită misiune și tu trebuie să vii să raportezi, bă, ai promis că faci asta, ce ai făcut tu în toată chestia? Bă, uite, am făcut asta, asta și cu asta, da? PSD la ora asta este într-un proces de restructurare foarte puternică și aș vrea să remarc faptul că a fost singurul partid prezent în sală ca să voteze acea celebră moțiune care însemna fără penali. Nu vi se pare că s-a întors roata? Ba da, ca să zic așa, mi se pare fantastic faptul că PNL și USR, cei care au promovat această inițiativă, da, și au făcut din ea un, să spunem, un motiv politic, da, s-au acuzat reciproc că și-au sabotat proiectul, ceea ce, mă rog, dar până la urmă s-a aflat care a fost situația, că toți o dădeau cotită. Au fost în sală, de fapt nu au fost în sală, au fost în parlament. Să, de fapt, toată chestia a fost un fel de păcăleală la adresa alegătorilor. Pentru că în momentul în care PSD a luat serios chestia asta și, de fapt, votarea unei astfel de chestii era, de fapt, exorcizarea PSD-ului și separația de trecut. Asta era, da? Pentru că dacă un partid care a fost acuzat de atâta fără de legi, de multe ori pe corect, adică nu vine nimeni să spună că bordelul este condus de călugărițe, adică hai să fim serioși, da? Tocmai aici este să discutăm corect, da? În momentul în care președintele partidului a venit și a spus tu și tu nu mai aveți loc pe liste pentru că nu sunteți bine percepuți de electorat. Credeți că n-au fost tensiuni în interiorul partidului? Cu siguranță, da. Mulți dintre aceștia au și părăsit partidul. Credeți că nu s-a conștientizat faptul că prin plecarea unor seniori, ca să le spunem așa, se pierd voturi? Dar dacă a existat voință pentru a curăți linia, oferta politică, oferta electorală, s-a mers pe această linie, indiferent de consecințe, da? Aud despre domnul Ciolacu, ba că e prea moale, ba că nu se ia de gât cu așa. Românii s-au învățat într-un fel cu o chestie, deci cu o zonă de politică violentă, da? Această chestiune de politică violentă înlătură tocmai ceea ce vorbeam puțin mai devreme referitor la posibilitatea de a ne așeza la masă toți, indiferent de zona în care evoluăm ca partid, și să avem niște programe. Este exact ceea ce am propus eu la primăria Ploiești. Da? Să nu fie bapa mătii. Exact, da? Da. Da. Și avem o convenție, cel puțin actuală administrație a Ploieștiului. Dom'le, oricine are un proiect să vină să-l spună, da? Pentru că important este la sfârșit, da? Ok, ți-asum paternitatea. Dom'le, am avut o idee, da? Dar cine este mai important? Cel care a avut ideea? Cel care a conlucrat la realizarea ei? Cel care a urmărit realizarea ei? Până la urmă e vorba de echipă. Ori în Parlament trebuie să discutăm de echipa românilor trimiși acolo, care sunt profesioniști și care reușesc să facă altceva decât să se ascundă în spatele fotoliului de parlamentar pentru a nu îi începe urmărirea penală. Comparând listele propuse de principalele partide, cele creditate cu cele mai mari șanse în a obține cele mai multe voturi, cum stă PSD Prahova în raport cu celelalte partide, să spunem? Oferta în materie de resursă umană, dacă vreți. Deci în materie de resursă umană, noi suntem net superiori. Da? Poate e un pleonasm, dar îmi permis să-l fac pentru că e binevenit. De ce? Știți foarte bine că printre alte preocupări ale mele mai sunt și câteva pastile care le mai scriu și nu știu ce. Am spus-o în mod plastic că în timp ce PSD la ora asta a fost prezent în sală pentru a vota moțiunea fără penal în funcții publice, ofertează un judecător pentru a fi deputat, contracandidații de la Partidul Național Liberal ofertează un judecat de corupție pentru a fi parlamentar.
S-a întors roata, cum spuneți. Nu știu dacă s-a întors roata. Roata, să știți că a fost întotdeauna aceeași. Da? Poate cu câteva colțuri, pe acolo, pe acolo, dar până la urmă, istoria se repetă. Și spun acest lucru pentru că dacă veți lua lista celorlalte partide, făcând o analiză clară asupra profesionalismului fiecare, veți descoperi că iau doar politicieni. Din punctul de vedere al profesioniștilor, nu există. Noi avem oameni, iar doamna judecător Teodoru este prima dată venită în politică, dintr-o zonă de profesioniști, da? Avem, mă rog, bine, în momentul, vedeți, dumneavoastră, există și această apetență a cetățenilor de a pune ștampilă pe fiecare politician. Nu sunt toți la fel, da? Bun, sunt foarte mulți care n-au ce să caute acolo. Sunt foarte mulți care au trecut, cum spun eu, nu pe merit, n-au ajuns acolo, nu pe meritocrație, ci pe caserie, da? Ori în momentul în care plătești o chestie de genul ăsta, ca să vii de undeva din neam, nu ai niciun fel de veleitate, nu ai niciun fel de inteligență până la urmă, nu ai niciun program, nu ai absolut nimic. Dar te-a pus partidul pe un loc eligibil? Te-a pus partidul acolo, pe tine chestia asta te-a costat, ori principala chestiune este că odată ajuns într-un loc sau altul, să-ți recuperezi investiția. Cu un mic câștig, cam de 10 ori, da? Ca să zicem așa. E, aici intervine noua ofertă electorală a Partidului Social Democrat. Profesioniști. Pe ceea ce se ofertează la ora asta, și vorbesc și de locurile eligibile, și de locurile neeligibile, discutăm de oameni care au un CV, discutăm de oameni care știu să scrie o carte, nu vorbesc de cei care au scris mai multe decât au citit în rațiuni de eliberare condiționată, da? Și vorbim despre zone, domenii de interes social, de interes public, dacă vreți, care pot fi acoperite cu specialiști de primă mână. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Un mesaj pentru cei care vor avea curajul să iasă din case. E un subiect acesta, poate cu proximă ocazie o să-l și detaliem. De ce oamenii nu înțeleg de ce școlile sunt închise pentru elevi, dar se deschid pentru urnele de vot. Da, mă rog, asta este o altă discuție. De ce ar trebui să vină prahovenii, să iasă prahovenii la vot și să voteze PSD de data aceasta și nu ceilalți contracandidați? În primul rând, prahovenii ar trebui să iasă la vot din două considerente. Pe de o parte, e bine ca majoritatea să stabilească ce configurație politică trebuie să-i reprezinte, iar această majoritate nu se poate realiza decât printr-o prezență rezonabilă, n-aș vrea să spun masivă, și aici aș vrea să fac o paranteză, să spun că la nivelul municipiului Ploiești au fost luate toate măsurile necesare, au fost și la alegerile locale și vor fi luate și acum pentru ca toți alegătorii să fie prezenți în siguranță, da? Iar a doua chestiune care este extrem de importantă este că în momentul în care nu mergi la vot, nu ai dreptul nici să scrii pe Facebook că nu-ți convine ce se întâmplă și nici să bâlbâi în nu știu care zonă că uite ce bine era dacă nu făceam așa ceva. Așa cum politicianul ar trebui să-și asume programul și să fie un om respectat, așa și cetățeanul trebuie să fie înțelept și să meargă să voteze. Să își voteze singur viitorul. Asta vis-a-vis de ieșit. De ce PSD? Pentru că PSD, la ora aceasta, are un program care a fost prezentat la nivel național și care asigură stabilitatea locurilor de muncă și are resursele necesare și echipa necesară pentru a ajuta România să iasă din această, în acest haos în care se află. Și mai este încă o chestiune. Haideți să nu judecăm partidul după ce a fost, ci după oferta actuală. Pentru că știm că am greșit, știm unde am greșit, iar prin ceea ce propunem acum, considerăm că e un nou început pentru toată lumea. Și am citit astăzi o chestie și cu asta aș vrea să închei. În trecut nu se trăiește. Din trecut se învață. Domnule Botez, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Cu dumneavoastră mă revăd mâine un invitat special, un reprezentant
al unui ONG, să spunem, care propune, culmea, funcționează la Brașov, un sistem care ar trebui să ajute DSP Prahova în gestionarea crizei COVID, în special în a comunica cu cetățenii. E o mare problemă și mulți v-ați plâns de asta. De ce nu DSP Prahova și Prefectura Prahova nu dau curs acestui proiect implementat deja în alte județe? Aflați mâine de la ora 11. Până atunci, vă spunem împreună bună seara și multă sănătate. La revedere, mulțumesc!